Rar au mai avut parte europenii de o dezbatere atât de tensionată. Corneliu Vadim Tudor pur și simplu s-a dezlănțuit. Ladies and gentlemen, today is the first time when I'm ashamed to be member of the European Parliament. It is the first time when a man who denies the peace treaty of Trianon, signed after the First World War, is promoted and voted for such a great position in Europe. Dar radicalismul nu a fost însă pe gustul parlamentarilor europeni, care au găsit repede soluția. The Romanian people is insulted and I protest. This is my right. We are here, Mr. President, all of us, to build the generous project of United Europe. I-au tăiat microfonul eurodeputatului român. Din aceeași tabără cu Corneliu Vadim Tudor, Norica Nicolae a primit totuși aplauze. Poziția ei mai moderată a fost apreciată de câțiva europarlamentari, destul de puțin cei drept. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Laszlo Tokes a avut însă de partea sa Partidul Popular European, cel mai puternic din Parlament. It is a great honor for me to be nominated Vice President of the European Parliament with the support of the European People's Party. It was a similar honor to receive the highest state decoration of Romania, the Order of the Star. Laszlo Tokes a fost ales cu 334 de voturi pentru din 621 exprimate și ar trebui să-și preia funcția săptămâna viitoare, când are loc sesiunea plenară a Legislativului European de la Strasbourg.